Am intervenit la fața locului cu modulul SMURT, cu autospecial pentru descarcerare și o ambulanță SMURT, dar și cu sprijinul unui echipaj cu autospecială de stingere și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava. Am identificat două victime, ambele din autoturism. Acestea erau conștiente și cooperante, nu au fost încarcerate. Li s-a acordat primul ajutor medical, după care ulterior au fost transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava. Deoarece capul tractor al autocisternei, care este încărcată cu GPL, a fost avariat, iar rezervorul a fost spart, s-au luat imediat măsuri de siguranță, deoarece exista pericolul izbucnirii unui incendiu și implicit al unei explozii. Colegii mei, cu ajutorul autospecialei de stingere, au asigurat zona cu perdea de spumă și apă și ulterior capul tractor a fost îndepărtat într-o zonă de siguranță, astfel încât pericolul nu mai există în acest moment. De asemenea, la fața locului deja a sosit un al doilea cap tractor care va prelua această autocisternă de pe carosabil imediat ce colegii noștri de la poliție vor termina verificările specifice pe care aceștia le efectuează în acest moment.